Bam, bună ziua! Înainte să dăm drumul la clip, vreau să le zic bun venit tuturor celor care abia au ajuns pe canal. Ultimul clip a bubuit, multe vizualizări, mulți subscriberi noi, mă bucur, mă încântă și sper că n-ați venit degeaba aici, sper să vă distrați, sper să vă placă ce fac, sper să... nu știu. Hai să vedem niște mașini mișto. Lume, lume, hai că nu era în plan să filmez, nu era în plan să fac vreo filmare, un vlog, vreo cum se cheamă chestia asta, chestii de se pune pe internet, dar am venit la un circuit de curse, acolo e un circuit mic și acolo e un circuit de karting. Azi e track day pentru băieții din grupul, din asociația Volkswagen Finlanda. Vă arăt un pic mașinile care sunt prezente pe aici, că sunt destul de șmechere și avem și un Dauphin Gordini acolo, deci și pentru pasionații de franțuzoace avem ceva content. Avem aici un T1 făcut food truck, bombă rău, mișto, cu tablă așa, ia să-l dau camera mea așa, da. Arată super, super bine, jante faine, da, mișto rău. Ia să vedem dacă și vând ceva, că mie oricum e foame, n-am mâncat nimic aseară, auzi, n-am mâncat nimic dimineață. Ah, nu vând nimic, sau poate au cafeluț acolo. Aici nu știu ce mașină e, e ceva veche, clar e ceva vechi. Aici avem un Polo din asta cu dungi VRC, cred că e un Polo. A, nu, e Polo R. Ok. Aici am un Volkswagen Type, nu știu, Type 30 și ceva, Type 40 ceva, o să scriu pe filmare. Dar e super, super joasă mașina. E modificată de curse, după cum se vede. Dar e super, super joasă, nu știu. E foarte joasă. și interiorul e super mișto. Foarte old school, așa, are un volan super, super mic. Da, și ăsta e motorul. Are motor boxer, ca ăla de broască, doar că pare tunărit. Are două carburatoare mari și nu mai știu ce mai are. Uite ce folie are aici. Bam, bam. Și galeria e mișto, evacuare e super faină și fii atent că are și sondă Lambda. Deci are ceva șmecherii pe aici. Da, interesantă. Are și răcitor de ulei. Ce mai are? Ce mai văd? Interesantă jucăria. Faină rău. Hai să văd ce mai avem. Aici o broască cu, uite, are și lip de la Camei. Jante de Porsche. Uite un Karmann Ghia care pleacă sau pleacă, nu știu, pleacă, vine, nu știu ce se întâmplă. E și rep acolo. Acolo e și golful meu. Iau de golful meu. Așa. Da, deci o broască cu jante de Porsche. Ce volan fain, zici că e volanul de Gordini. Schmecker, Schmecker, Schmecker. GT Beetle. Așa nu-mi plac Beetle-urile astea noi cu stopurile mari. Ia să vedem ce mai avem aici. Hai să filmez și chestia asta veche. Ce mașină e asta, domne? Ai un Ford, mă. Ford popular, Ford popular. What the fuck? Are faruri de UTB. Văd că jantele sunt ca de broască cumva. Mamă, ce interior. Asta e de prin anii 30-40, ar zice. Hai, anii 40. Super cool. Și oglinda aici. Ce fain, semnalizarea aici. Da, Ford popular. Să-mi bag picioarele dacă am mai văzut așa ceva. Da, e super mică mașina. Așa, are și pânză sus, plafon. Pe aici nimic, aia nu prea-mi place mie, deci nu o mai prezint. Ia să văd ce mai avem pe aici. A, și aici sunt băieții din grupul Volkswagen care nu se dau, doar au venit să-și prezinte mașinile și după aia merg un pic și pe circuit acolo să vedem cum arată. Aici e un, cred că e B4 cu din asta de suport de număr de America, cu niște jante de Audi care cred că sunt pe 17-18, cât sunt? Sunt pe 16. Uite ce mișto arată pe 16 cu 195-45, fix la ce dimensiune vreau să trec și eu la Golf, că eu am 195-55 și sunt cam mare, așa, sunt cam balon. Da, volan BBS, stai că filmez pe aici. Volan BBS. Are knee bar din ăla, suport protecție pentru genunchi de America, centuri de America. Bine, mașina poate fi toată de America. Ia să văd. Da, are și ăsta, are și ceasurile în mile, deci mașina e de state, completă. Super șmecheră.
A, și are bot de deci B3 până la urmă. Cu faruri din astea Hera Twin. Na, mișto. De aici am un Golf 5, dar nu prea îmi place, adică are tot felul de stickere puse. Sau o fie 3, a, oare chiar e 32. Asta e amuzant, nu pot zic că îmi place, dar da, e amuzantă. Da, cred că chiar e R32. E un Golf 5 R32. E fain că e R32, da? Nu știu de ce e un pic țigănit așa în ochii mei. Aici am un Golf 4 1.8 turbo cu mulți căluți, după cum arată motorul. Cu bară de carbon. Bară de carbon. Aripa are și ea carbon aici în față. Așa. Frâne super mari. Jante Braid sau Braid? Braid. Recaro-uri. Tempista, mă, tine. Opa, era o gângani. Recaro-uri retapițate, volan de Golf 6-7 de cât o fi ăla. Bă, dar e fain rău ăsta. Foarte clean așa. Uite în cum din ăsta vezi. Bam, bam, bam. Da, mișto și Golf ăsta, îmi place. I like it. Așa, ce mai am aici? BB Speedline pe 1.4. Ok, not ok. Ăsta e fain. Ăsta e un T, nici nu știu, 6, T5, T6. Dar e mișto că are suspensie. Foarte clean. Niște jante babane. Foarte mișto mașina. Și are culoare așa, candy apple. Bun, ce mai am aici? Aici am un T1 van. Mișto, un pic lăsat. Uite, așa arată T1 simplu, nelăsat. Da, și asta e, uite-l ce ruginit, stai că-l filmez imediat. Da, asta e un pic lăsat așa, bam bam. Mișto. Stai că, ai, interesant în interior. Da, faină. Și asta e tot un T1, dar e lăsat cum e el. Ce șmecherii? Ce-mi place. Fain tare. Bun, aici un Polo, cred că Derby. Cred că e Polo Derby. Ia să văd. Ai Polo Coupe, nu-i Polo Derby, deci Polo Coupe. Super mișto, arată super bine. Cred că a fost, cred că e abia refăcută mașina. Asta e o Jetta. Da, Jetta CL. Cu Japan Racing. Un pic lăsată, cu schiuri aici, cu... Mișto. A, și cu capota ruginită. Mamă, de când am văzut mașină cu capota ruginită, era la modă prin 2005. O broască. Și uite și asta arată bine, un Subaru Legacy cu eleron, cu ștergător. Ce urât arată ștergătorul acolo. Dar mașina arată cam bine. Și am și aici un din ăsta, un excavator. Vorbit un pic cu puștiu ce avea Polo, stai că nu se vede de ăsta, Polo ăla roșu, da? Și nu-i restaurată mașina, e doar condusă puțin, doar i-a dat un polish, a curățat-o bine și cam aia a fost. Da, hai să mai filmez rapid ce mai e pe aici. Un Passat pe ăsta, cred că l-ați mai văzut și în clipul cu evenimentul de americane. Și ăsta e un Passat combi coupe. Deci e combi, dar e coupe, că are două uși. Băi, e plin de viespi, plin de tot felul de căcaturi. Da, aici mai am un Passat cu rotiforme. Și uite aici pe față are și niște capace interesante, dar la fel am tot văzut mașina asta. Not that special. Un Up cu OZ. Mai e ăsta, un T3. Ăsta e Price. Da, T3 Price, care are doar cabina asta simplă. Și ăsta ar trebui să aibă și sticker cu Rare Parts Helsinki acolo în interior. Ia uite-l. Așa. Mișto mașina, super lăsată. Da, faină. Și aici e un Caddy. Eu zic că e Caddy, da, e un Caddy 1. Dar pe ăsta l-am mai văzut prin trafic. Da, nu e nimic special, e fain că are prelat aici la benă. Cel puțin asta îmi place mie, că are prelat la benă. Da, Volkswagen Caddy.
Am mai fost la o întâlnire foarte mare și un eveniment auto, dar erau atât de multe mașini că n-am mai filmat nimic. Am zis, nu pot. Mai merg să mai văd astea de aici, de lângă circuit, și apoi un pic circuitul. Cu toate că acum nu mai e nimic pe circuit. O Jetta cu Heckblende și cu... ia să-ți văd. Și cu niște jante, ceva fake-uri. Nu știm ce jante sunt. Uite, ăla are și el. Uite, deci aici are aripa ruginită. Da? Normal, cum trebuie. Și aici are și pragul ruginit, dar ăla nu cred că e pe vrute. Da. Drăguță și Jetta asta. Ia să o văd și din față. Așa. Gordiniu, dar nu. Acum nu ne uităm la el. Mai mergem să mai vedem alte mașini. Ăsta nu-l filmăm. Un Seat Polo Golf 7R. Încă un Polo GT. Un 7 GTI. Și aici mai e un B3 foarte lăsat. Ia uite, S3. Da, hai să vedem asta. Ok. Da, B3-ul ăsta, ia să văd. Are 2.0, cred că 16 valve. Da, are ABF-ul. ABF-ul 250 de cai. Are niște jante mișto. Da, cred că astea... ce jantele astea, mă? Că le vreau eu. Da, sunt niște BBS-uri. Da, fainuță și asta. Cu volan, cu centuri de state, cu Nibar, s-au fi toată și asta de state. Da. Și asta, asta e chiar din asta, VRC. Ia să-l filmez, mă, un pic pe ăsta cu S3-ul, că pare că se dă destul de tare. Hai că vine S3-ul. Joacă. Hai să merg și la Gordini. Gata, cireașa de pe tort sau surpriza sau cum vreți voi să o numiți. Uitați pe ăsta. Mamă, ce încet, dar bine, cred că experiența de la volan e mișto și la aia, chiar dacă e înceată așa și veche. Ia să vedem asta. Hai că-l mai filmez o dată pe ăsta când vine. Ia. Și S3-ul. Mamă, de ăsta vine împins tare. Mișto. Da, mă, hai să vedem Gordiniu. Da, dau fin. Gordini pregătit așa un pic de curse. Are roll cage. Am mai văzut mașina asta, știu și-a cu e. Are roll cage, are volan de alpin. Uite, are o cheie acolo pe bord. Da. Mișto mașina. Arată super bine și pe exterior. Niște jante cosmic. Nu știu ce jante sunt astea, dar sunt faine. Și arată super mișto așa, cu super balon. Și uite și motorul de Gordini, care acum văd că e motor de... e un motor alpin. Și uite și... deci stai, mă, are motor alpin. N-are motor Gordini. Deci poate nu e Gordini. Sau nu știu. Nu știu exact cum ar trebui să fie motorul de pe... dar oricum, văd că are motor alpin. Da. Cam mișto. Op, să nu se închidă. Mi s-a părut că se închide. Uite ce loc are aici. Fain. Weberuri mari. I like it. Și galeria de evacuare e mișto. Faină mașina. Chiar mișto. Să mai filmez un pic și aici. Să vedem volanul de alpin. Mișto rău.
finally am vorbit cu omul ăsta, cu cu Gordiniu. Băi, mișto mașina, ci că el a cumpărat, mașina a fost făcută, stai așa, stai ca să mă gândesc dacă pot să mănânc ceva. Mașina a fost construită prin anii 90 cu motorul alpin de un finlandez mai bătrân. El a construit-o cu motorul de Renault Alpine în anii 90, a concurat, i-a făcut roll cage, etc., etc. Apoi mașina a fost vândută la un alt, într-un alt oraș și tipul ăsta a cumpărat-o în 2006 și din 2006 o are și în 2008 a pus-o și pe dyno și face 115 cai. Destul de bine. Da, deci ca idee mișto, am și auzit-o și am și vorbit un pic cu omul, mi-a plăcut chestia asta. Cam asta a fost clipul, cam așa a fost mica întâlnire, micul track day pentru mașini Volkswagen, dar n-au fost numai Volkswagen-uri, adică s-au dat mai mulți oameni și... Uite, e închis aici. Da, eu încă n-am mâncat nimic în puii mei și ar trebui să mănânc ceva. Ce mi-a mai zis omul, că s-a dat și el 3 ture pe circuit. Cred că nu știam cum vine centura. Are baia făcută într-un fel încât să nu plece uleiul prea mult stânga-dreapta, dar... într-o curbe e foarte strâns circuitul ăsta și în unele curbe la dreapta, cred că a zis, îi scădea presiunea la ulei și a zis că mai bine se oprește și da, nu s-a mai dat. Să deschid aerul condiționat și am plecat.